Azi, când Andrei, întronit în ședință, avea pe ordine de zi solicitarea termoelectrică de a scumpi căldura cu aproape 800 de lei, membrii și simpatizanții ai Partidului Șor au protestat în fața instituției. Printre participanții la acțiune s-au numărat mulți pensionari revoltați de noua cerere de majorare. Oamenii spun că și așa se descurcă greu, iar unii au mărturisit că evită datoriile pentru că se hrănesc din resturi de la alimente. Sunt cele mai grele vremuri pentru mine, a spus o femeie. După câteva minute de protest, subiectul privind majorarea tarifului pentru energie termică a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței. Supărați că îi poate aștepta încă o majorare a tarifului la căldură, participanții la protest au scandat lozinci împotriva puterii, pe care o învinuiesc de nouă scumpire. Jos, Maia Sandu! Jos, Maia Sandu! Rușine! 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 Eu am 86 de ani, pe 87 de ani am merg. Și am trăit și cu șeie, și cu șeie, și cu șeie. Dacă am uia, n-am întâlnit. Asta e cel mai greu vremuri pentru mine. Această femeie spune că reușește cu eforturi mari și umilitoare să-și plătească facturile. Nu mănânc, mă duc și eu și schidcă. Și ieși arunc lumea, mănânc eu și n-am îndătorii. Și consilierul municipal Valeriu Climencu a menționat că o nouă creștere ar lovi în primul rând în pensionari. Пенсионерам власть объявила войну. И это не просто слова. Guvernarea le-a declarat pensionarilor război. Nu sunt doar cuvinte. Vârstnicii stau în fața alegerii, să trăiască așa cum îi dictează puterea sau să se revolte. Жить, как нам диктует сегодня власть, или протянуть ноги, потому что жить как сегодня предлагает власть, невозможно. Vicepreședintele Partidului Șor, Marina Tauber, le-a spus oamenilor că guvernul are bani să le facă plățile pentru scumpirea căldurii, lucru despre care afirmă că tot puterea le-a provocat. Guvernul nostru are bani! 1 miliard de euro! Vă rog să mă ascultați atent! 1 miliard de euro doar timp de ultimii 2 ani a venit în țara noastră! Unde-s bani? Unde-s bani? 250 de milioane de euro au fost alocați doar anul acesta. Unde-s bani? Protestatarii au vrut să ceară socoteală și conducerii ANRE, dar nimeni nu a venit să stea de vorbă cu ei, iar contactați de noi, responsabili ai instituției, ne-au spus că nu comentează acțiunea. Ieșiți la oameni! Ieșiți la oameni! În ciuda temperaturilor mici, protestatarii au stat în jur de 2 ore în fața sediului ANRE și s-au arătat convinși că vor fi auziți. Думаю, що услышать. Cred că o să ne audă sau o să plece cu toții. Вообще. În scurt timp, Andrei a exclus de pe ordine de zi examinarea solicitării termoelectrică privind majorarea cu 782 de lei a tarifului pentru energie termică în Chișinău de la 2854 până la 3636 de lei. Cu toate acestea, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, care de asemenea a participat la flashmob, a menționat că este o mică victorie, însă lupta continuă. Într-adevăr, știți, este o mică victorie, dar cred că cea mai mare victorie vor fi alegerile anticipate parlamentare și prezidențiale, fiindcă ciuma galbenă trebuie să plece de pe meleagurile noastre, fiindcă ei sunt aceia care ne-au scos astăzi în stradă, să ne bucurăm că doar n-a fost inclusă, dar ea poate fi inclusă și mâine și poimâine această majorare de tarife. Am solicitat o reacție la acuzațiile care au răsunat la protest de la reprezentanții PAS, cei ai guvernului și președinției. Adriana Vlas, purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, ne-a spus că nu comentează, la fel ca și colega sa de la președinție, Irina Goteșan, dar ca și serviciul de presă al guvernului. Ultima majorare a tarifului pentru căldura a fost făcută în toamna anului trecut. Chișinăuienii de servicii de termoelectrică achită cu 31,6% mai mult, până la 2854 de lei per gigacalorie fără TVA. În Alți consumatorii CET Nord plătesc 3052 de lei fără TVA sau cu 44,3% mai mult, iar consumatorii din Comrat achită căldura cu 32% mai mult, adică 3342 de lei per gigacalorie.